Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem fondant de cofetărie și apoi vom face și bomboane. Și eu am miez de semințe de floarea soarelui, miez. Le-am și măcinat aici sau puteți umple cu nuci aceste bomboane cu fistic, cu alune, cu ce doriți. Dar să începem cu fondantul nostru. Și vom avea nevoie de 250 de grame de zahăr, 30 de grame de glucoză, deci vor intra circa 6 pătrățele. Eu am cumpărat-o de la raionul unde este zahăr. Acolo găsiți glucoza și 50 de apă. Și apoi vom mai avea nevoie de puțină apă să dăm pe marginea tigăiței noastre. Și vom pune zahărul, vom pune zahărul într-o tigăiță și apoi vom pune totul pe foc. Eu am să încerc să-l fac în direct ca să vedeți cum iese. Eu l-am preparat și înainte. Voi pune și apa, deci am pus 250 de zahăr, 50 de apă. Și vom pune glucoză, 6 pătrățele. Deci le-am cântărit și au 30 de grame, 30-31. Și le punem așa aici. O să ne mutăm pe foc. Așa. Voi amesteca așa puțin cu o palețică. Și ne mutăm pe foc. Astăzi o să facem fără termometru. Și am pus pe foc. Lăsăm să se topească zahărul și în momentul când s-a topit, deci vom aștepta să facă nașe micuțe. Aici mi-am pregătit și un pahar cu apă și o să dăm pe margine din când în când zahăr ca să nu se cristalizeze. Și acest fondant de cofetărie se menține foarte, foarte, foarte bine în borcane. Vedeți? Cu o palețică dăm așa pe margine cu apă să nu avem cristale de zahăr. Așa. Încă se simte zahărul, trebuie să fie topit bine. Și îl lăsăm. Deci după ce nu se mai simte zahărul, atunci vom încerca picătura în apă. Ia uitați, vedeți? Avem aici paharul. Ca să mă mut invers. Ca să se vadă. Aici am paharul cu apă și vom pune picătura, vedeți? Dacă se dizolvă, înseamnă că nu este gata. Și mai lăsăm. Așa. El când este gata, are o culoare așa lucioasă. Deci fără prea multă spumă. Amestecăm să vedem dacă s-a topit. Așa. Vedeți că face foarte multe balonașe. Și noi vom încerca. Ia să pun paharul aici mai sus. Și vom încerca. Și dacă picătura noastră rămâne întreagă. Ia să vedem. Și după ce am controlat și picătura noastră rămâne întreagă în pahar, atunci dăm de pe foc. Lăsăm să se răcească. Îl lăsăm să se răcească, să fie încă cald, nu rece. Amestecăm. Vom observa că se întărește și se zaharisește. Așa, amestecăm foarte bine, îl luăm, îl frământăm puțin cu mâna și apoi îl vom pune într-un borcan. Dacă faceți asta sau mâine, puteți pune și într-o punguță. Am să vă arăt eu cum.
Dar dacă vreți să-l faceți și peste o lună, două, îl puneți și îl conservați în borcan. Vedeți că s-a făcut așa lucios. Mai învârt așa puțin. Și să controlăm picătura. Ia să vedem acum. Și să punem. Să mă uit să văd. S-a desfăcut. Mai încă puțin. Deci controlăm picătura noastră să rămână întreagă, să nu se desfacă în apă. Nici atunci este gata. Rețeta cu termometru o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți și rețeta la bomboanele fondante, bomboane de cofetărie. Eu am mai făcut în direct și pe pagina de Facebook. Acum am început să fac și pe TikTok, să vă arăt. Mai încercăm. Lăsăm să picure și acum o picătură aici. Și ne uităm. Deci este aproape, aproape gata. Mai lăsăm încă puțin. Și dacă picătura rămâne întreagă, este gata. Încă Trebuie puțin, lăsat vedeți, să face se foarte. răcească și durează cât se răcește. Ia uitați ce culoare frumoasă are. Așa. Îi puteți pune arome și după ce s-a răcit, cum am mai spus, deci să fie cam la temperatura la jumătate. Deci acum este foarte fierbinte, lăsăm să se răcească circa o jumătate de oră și amestecăm, amestecăm, amestecăm până se face, ia uitați, așa alb. Eu l-am pus deja în, vedeți? Eu l-am pus în punguță. Am să dau puțin mai în spate și să vă explic. Aici am fondantul. Ia uitați-l cum arată. El așa se face. Vedeți că dacă noi începem să-l frământăm, se înmoaie. Și îl putem da aromă cu esență de rom sau cu alt fel de arome, cu esență de vanilie. Îl putem și colora. Așa. Ia uitați-l, vedeți? Eu dacă rup așa o bucățică, vedeți cum arată fondantul? Și el cu cât îl amestecăm, el se înmoaie. Și putem pune și pe eclere. Deci pe cojile de eclere, după ce le umplem, topim pe baie de abur sau în microunde și punem și facem eclere cu fondant pe deasupra. Putem pune și cacao. Așa. Și acum. Deci se menține foarte bine în borcan. Deci pe durată mai lungă. În punguțe se întărește. Și el, când îl scoateți din borcan sau din punguță, vedeți că se întărește, îl frământați și cu cât îl frământați, el se înmoaie. Și acum voi pune, o să facem bomboane fondante. Eu astăzi am să le fac cu semințe de floarea soarelui. Eu le-am prăjit puțin, adăugăm și arome și le-am și măcinat. Așa. Și să vă arăt cum le Ne facem. apucăm de bomboane. O parte din fondant o să-l amestecăm cu semințele, nucile, alune, fistic, ce avem noi. Și adăugăm și esență, esență de rom. Eu aici am esență de flori, de portocale, esență de vanilie. Așa. O parte am să iau din acest fondant. Am să rup, vedeți? Ia uitați-l. Cu cât îl frământăm, ia uitați-l cum arată. Cu cât îl frământăm, el se înmoaie. Vedeți? Și o parte am să-l pun aici peste semințe și o parte îl voi pune pe baie de abur să se topească ca să putem îmbrăca aceste bomboane cu fondant. Și am să-l pun pe foc aici. Și cât se topește, noi o să amestecăm Îl fondantul cu puteți topi semințele. și în microunde acest fondant,
Dar trebuie ținut pe baie de abur ca să puteți îmbrăca acele bomboane. Și acum, acest fondant îl amestecăm cu semințele și o să băgăm semințe cât dorim, cât de multe dorim. Eu mi-am pregătit aici aproape un kilogram de semințe, dar adăugați cât vă place, cât mai multe. Vedeți? Așa. Nu trebuie să se vadă alb. Deci multe, multe, multe. Sau nuci. Puteți face cu nuci, cu esență de rom și puneți și puțin rom sau puțină esență. Eu am să pun puțin rom aici, în mijloc. Ia uitați, am să desfac sticluța. Și am să pun puțină esență de rom. Așa. Și amestecăm așa bine. Și amestecăm, ia uitați ce miros. Și să băgăm cât mai multe semințe. Nu știu dacă ați mai mâncat cu semințe de floarea soarelui. Sunt o bunătate. Rețeta de pe canalul meu de YouTube este făcută cu nuci. Așa. Și băgăm cât mai multe. Deci că noi avem nevoie bomboanele să fie pline de nuci, de fistic, de semințe, cum fac eu astăzi, de floarea soarelui. Să nu avem prea mult zahăr. Așa, și frământăm aici și incorporăm foarte bine aceste semințe, cât mai multe. Așa. Vedeți? Ia uitați, încă mai în cap, cât mai multe semințe. Între timp se topește și fondantul. Eu deja am băgat și la rece. Să vedeți cum arată și într-o formă, ca într-o formă de înghețată micuță, să vedeți ce frumusețe și ce bunătăți facem noi astăzi. Așa. Ia uitați. Vedeți? Și mai bag. Mai bag, că noi vrem să avem bomboane doar din fructe uscate. Așa. Puteți pune și stafide, și prune uscate, și caise uscate, și curmale, și smochine în interior. Așa, ia să vedem. Ia uitați. Așa. Mai am să mai pun puțin. Ați văzut dintr-o bucățică cât am făcut? Și vom face biluțe sau vom pune în forme de silicon. Le dăm la frigider sau la congelator pentru un sfert de oră, 20 de minute și apoi le punem peste fondantul nostru. Așa, ia să vedem. Ați văzut, au intrat aproape toate semințele. Am să amestec așa bine. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și vom face biluțe. Cred că este de ajuns. Deci se vede că nu mai încape. Așa. Ia uitați cât mi-au rămas în interior. Deci cât încape. Deci depinde cât fondant puneți. Așa. Ia să dăm deoparte. Aici. Oh. Și acum. O să vedem și fondantul dacă s-a topit și luăm câte o bucățică și facem biluțe. Acum depinde cât facem mai micuțe. Așa. Și facem biluțe. O să-mi scot și o bucățică de hârtie de copt să punem peste. Ia uitați. Le puteți și cântări să le faceți. Și aici pe hârtie de copt bomboanele noastre. Așa. Și mai facem așa. Cu biluțe putem pune și în forme de silicon. Ia uitați, eu am dat la congelator ca să se întărească, să putem scoate. Vedeți? Și să scoatem de aici din formă. Așa.
Și acum putem pune înapoi în forma noastră să facem, puteți face și cu biscuiți dacă doriți. Așa. Și aici am, uitați, punem și apoi umplem cu compoziția noastră. Așa. Și punem în interior. Așa. Să punem așa peste tot. Și pe dedesubt umplem bine. Suntem atenți aici să nu-l facem prea gros și strângem așa bine forma noastră. Și dacă e prea mult, mai scoatem. Așa. Și o umplem și pe aceasta. Punem și pe dedesubt așa să intre bine peste tot. Așa. Și acum acestea le dăm la rece și o să le dăm prin fondant pe aceste bomboane. Ia uitați-l. Ia să întorc așa. Vedeți? S-a topit. Este pe baie de abur. Așa. Îl topim bine și apoi putem pune bomboanele noastre în fondant. Trebuie să stea pe baie de abur ca să fie mereu cald, altfel se întărește. Putem adăuga și puțină esență, am să pun puțină esență de rom, puțină. Așa. Este foarte bună acea esență dacă aveți în fiole, că este mai uleioasă. Așa, și amestecăm așa bine să se topească. Așa, și acum o să-l dăm mai întâi pe acesta în fondant. Îl acoperim așa bine. Așa. Și scoatem. Așa, dăm surplusul jos. Și punem așa aici. Mai amestecăm. Așa, să se încălzească, că acela a fost rece, rece, rece. Și putem pune și puțin colorant. Putem pune puțin, ia uitați, pe puțin galben, așa, portocaliu. Și amestecăm. Așa. Și punem bombonelele noastre aici în interior și apoi le scoatem. Așa. Trebuie să fie cald, să fie topit bine. Ia uitați. Așa. Dăm surplusul jos și le așezăm așa aici. Deci după ce am făcut galbene, putem pune altă culoare. Putem pune și roșu. Așa.
puțin de roșu, așa. Și amestecăm. Eu am făcut doar 250 de grame de zahăr, dar puteți face un kilogram ca să aveți destul. Și trebuie să fie cât mai cald aici de desubt, ca să fie cât mai topit. Așa. Ia că vedeți că s-a topit. Și o punem aici. Și o răsucim. Și acum o scoatem. Vedeți? Luăm surplusul și o punem aici pe hârtia noastră. Să mai pun una. Așa. Și o amestecăm. Cum v-am spus, trebuie să fie foarte bine topit acest fondant și să fie cât mai multă căldură de desubt. Așa. Și scoatem. Și îl așezăm așa aici. Un puțin verde. Așa. Amestecăm și facem și vers. Dacă e posibil să țineți vasul pe foc, așa, ca să se... Ia uitați. Și o scoatem și pe aceasta și o punem aici. Așa, o îmbrăcăm așa bine cu fondant și o scoatem și o punem aici alături și ia să tăiem. Să tăiem pe aceasta, să vedeți cum arată. Așa, ia uitați, vedeți? Umplute, bune, gustoase. Să le încercați bomboane de cum erau odată în cofetării, cum le găseam noi, bomboanele fondante, cu fondante de cofetărie. Acest fondant este foarte, foarte, foarte bun și pentru eclere. Îl topiți și puneți peste eclere deasupra. Bomboanele noastre făcute cu fondant, îmbrăcate în fondant de cofetărie. Sper să încercați rețeta. Aveți mare, mare, mare grijă. Ia uitați. Și pe deasupra le puteți și sprița cu fel de fel de culori. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și o să ne vedem cu alte rețete. La revedere, o zi frumoasă! Și vă mulțumesc încă o dată!